Deci trei spații libere, acum două pline și vom face piciorușe duble, două, patru, șase, vin șapte piciorușe duble unul lângă altul, ca să facem cele două spații pline. Apoi avem cele trei spații libere, deci două ochiuri de lanț, piciorușul dublu. Deci am sărit peste două și am intrat în piciorușul al treilea, da? Să creăm primul spațiu. Iarăși două ochiuri de lanț, piciorușul dublu. Am creat cel de-al doilea spațiu liber și al treilea spațiu liber. Apoi iarăși avem două pline, două, trei, patru, cinci, șase, șapte piciorușe duble, care înseamnă două spații pline și trei spații libere în capătul rândului. Deci două ochiuri de lanț, piciorușul dublu, două ochiuri de lanț și piciorușul dublu în al treilea ochi din margine, da? Acum, deci am terminat cu inimioara, da? Mai avem de făcut două rânduri cu toate spațiile goale, apoi venim să facem marginea de jur împrejur. Da? Deci urmează să merg un rânduț și un rând întors cu cele două rânduri de spații libere. Da? Și am terminat și cele două rânduri de final. Acum urmează să-i facem marginea. Da? Dacă vreți. Eu zic că arată mai frumos cu o margine croșetată. Și vom face astfel. Fac un ochi de lanț, mă întorc și merg de la dreapta spre stânga. Și voi face un picioruș scurt, un lanț de două și un alt picioruș scurt. Trec la spațiul următor și fac iarăși un picioruș scurt, un lanț de două ochiuri și un alt picioruș scurt. Acum, dacă vreți, puteți să faceți cu colț. Puteți să faceți ce margine vă place mai mult. Eu asta am făcut-o, da? La cele două suporturi. Deci, un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, un picioruș scurt. Și trec la spațiul următor, un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, un picioruș scurt. Da? Și tot așa. La colț am să vă arăt imediat cum am făcut. Deci un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, un picioruș scurt, un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, un picioruș scurt, un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, un picioruș scurt. Și tot așa până la sfârșitul rândului. Și am ajuns și la în colț, da, în colț și vom face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, un picioruș scurt și iarăși un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și un picioruș scurt. Și trec la spațiul următor, un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, un picioruș scurt. Picioruș scurt, două ochiuri de lanț, picioruș scurt. Da? Și așa arată marginea la acest suport pentru cești, pahare
ce vreți dumneavoastră, da? Am să vă las și pe dumneavoastră să terminați marginea. Am vrut să vă spun ce dimensiune are acest suport. Da? Sunt neapretate, da? V-am spus și la început. Nu le-am apretat încă, dar cred că e indicat să fie apretate. Deci, cu margine cu tot, lățimea este de 9 cm. Da? De fapt, înălțimea, nu lățimea. Înălțimea de 9 și lățimea de 10 cm și jumătate. Aceasta, evident, e mai mare, e alt model și de aceea e făcută pe mai multe ochiuri. Eu mă opresc aici în această seară. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Sper că vă plac tutorialele mele. Vă aștept și la alte tutoriale cu drag și vă doresc un Valentine's Day minunat!